Da, vorbeam cu Cristina cât și investiții imense am făcut în ego-urile noastre. Cât a fost... și acum, când am dat de tine, ne-am dat seama că tot a fost o iluzie. Ne-am pierdut energia degeaba. Dar a fost frumos. A fost frumos traseu. N-aș schimba nimic. Necesar, Mariana, aș zice necesar. Adică să nu sărim etape, să nu zicem... Pentru că e în firea lucrurilor ca nouă să ni se creeze cumva un mic ego până la o anumită vârstă. Adică noi trăim cu acest eu. Dar după aia trebuie să trecem pe noi. Și noi mișcarea aia nu o mai facem. Pasul următor, să ajungem la noi, adică să fim împreună cumva și să ajungem la noi și de acolo vin toate bombardamentele către noi, pentru că Dumnezeu zice ok, v-am lăsat să fiți eu când erați mici și aveați nevoie de ajutor și de mame și părinți și nu știu ce, dar deja când ați crescut un pic nu mai rămâneți infantili, că nu e ok, treceți pe noi. Înțelegi? Adică pe o chestie unitară. Și noi aia nu o facem și de aia o încurcăm. Dar acum am înțeles cumva cum funcționează treaba și practicăm și totuși să ne ținem pe cale, indiferent cum ar fi, să ne ținem de parcurs. Da. Și o să reușim. Și ca să ajungem la noi, este tot prin... adică toate, trebuie să avem toate ingrediente telepuse la rând. Cumva da. Să... Nu putem să ajungem la noi fără să trecem prin toate etapele, cum ai zis tu. Nu avem cum altfel. E ca o... Ca la școală trebuie să treci anumite clase ca să înțelegi că de fapt noi suntem ca toții. Deci, la starea aia. Avem fiecare niște bagaje, după aia ego-ul nostru care l-am creat noi, l-am amplificat, după aia oricum venim aici ca să trăim niște experiențe, unele plăcute, unele neplăcute, ca să facem alegeri, că de fapt totul e o chestie de alegere, ca divinul să vadă de câte ori alegem noi, dacă de 10 ori din 10 alegem să fim pe divin, sau mai picăm și suntem pe ego. Atâta tot, pe asta ne folosește ego-ul ăsta, ca să se vadă cumva alegerea noastră. Adică noi mereu să alegem să fim pe divin. Doar că n-am avut informația asta și mereu alegeam să fim pe ego. Și dântăream pe ăla și ne luptam cu tot universul. Știi? Când de fapt ar trebui să fim foarte liniștiți pentru că totul este organizat perfect. Și nu... Cristina, hai să spunem să știe toată lumea ce înseamnă să fii în divin. Să consider că totul este bine în lumea perfectă a lui Dumnezeu și că nu există ceva rău? Da, să observ că totul este într-o organizare perfectă, că există o perfecțiune, să nu mai existe deloc la noi noțiunea de imperfect, să nu mai găsim nimic imperfect, nimic, nici la celălalt, nici la viață, nici conceptul ăsta că e imperfect, trebuie să-l anulăm, adică trebuie să ne convină tot. Îndeoseb, ceea ce ne vine cel mai greu să ne convină, aia trebuie să ne convină neapărat ca să ajungem în starea asta de acceptare, de cumva de non-separare cu tot ce ne înconjoară. Deci vrei să spui că tot ce nu ne convine și nu ne place, trebuie să înțelegem că este bine? Da, vreau să spun că tot ce nu ne convine și nu ne place, mai întâi este noi, și după aia în fața noastră. Asta vreau să spun, că prima dată este în noi, în interiorul nostru, și apoi, ca o consecință sau o oglindă, vedem și în față. Vedem în față ca să corectăm. E simplu. Că îndată ce corectăm, în interior, se modifică și ceea ce vedem în față. Da, deci... dar în condiția aceasta apare o problemă foarte mare. Dacă noi nu mai vedem niciun rău în lume, niciun rău nu se mai poate întâmpla. Dacă nu ni se mai întâmplă niciun rău, vom fi fericiți, vom fi sănătoși și vom trăi mult. Și atunci nu ne mai putem plânge. Dacă nu mai putem plânge și nu avem drame personale, nu mai putem să fim nefericiți. Și dacă nu mai putem fi nefericiți, atunci vom trăi mai mult. Vrea cineva să trăiască mai mult și să fie fericit? Păi, dacă vrea cu adevărat cineva, o să facă lucrurile astea. Dacă nu vrea cu adevărat, atunci nu le face. Dacă vrea cu adevărat să trăiască mai mult, să se vindece, să rezolve situații de viață, să nu știu ce, face. Vedem dacă vrea cu adevărat. Că
Altfel, da, nu se poate. Cât așa. Chiar mă întreb, cine ar vrea să nu fie, să fie nefericit? Cine ar vrea să nu fie nefericit? Cine ar vrea să aleagă nefericire? Să nu fie nefericit. Când nefericirea este viața lui. Deci el trăiește continuu în tristețe și neîmplinire. Există cineva care să vrea să fie fericit? Eu nu cred. Pentru că ar însemna că poate să fie fericit în fiecare clipă, în orice clipă. Deci în clipa în care el blochează judecata și critica, a intrat în adevăr și a devenit chiar fericirea. A devenit iubirea. De ce ar vrea să devină iubirea? La ce folosește să fie iubire? Pentru că atunci nimica neplăcut nu poate să vină din față, nu mai poate să trăiască drame personale, toată lumea ar fi în regulă și bine, nu ar mai putea să se îmbolnăvească și ar trăi și mai mult. De ce ar vrea să nu se îmbolnăvească? Sau să... De ce crezi că e plictisitor, nu? Crezi că te plictisești păi așa? N-ar mai avea luptă, nu se mai putea lupta, n-ar mai avea... De ce să fie nefericit? Cred că e o problemă să fie fericit. Toată lumea, știi de ce întreb asta? Pentru că 7 miliarde sau cât suntem noi, toată lumea vrea nefericirea. Nimeni, nu există cineva care să vrea să fie fericit. Pentru că fericirea înlătură suferința imediat, îl face optimist, îl face bucuros de viață. Cine ar vrea asta, să fie bucuros de el? Ar face să se bucure de fiecare clipă? Și oamenii nu vor asta, pentru că nu ar mai avea probleme. Și cred că o mare parte din ceea ce a realizat el, știință, chestii care sunt făcute special ca să îi acopere, să-l înșele și să-l facă mai nefericit, ar dispărea avocații, spre exemplu, ar dispărea medicii, ar dispărea politicienii, psihologii, preoții. Ce rost mai are, dacă el a fi fericit, ar dispărea lumea în formă în care este. Vrea cineva să... Eu de-abia aștept să trăiesc într-o lume din asta, în care dispărăm cu toții și suntem cu adevărat fericiți, că noi credeam că suntem fericiți dacă facem nu știu ce, dacă, dar așa o să fim cu adevărat fericiți. De-abia aștept, mă bucur că dispar avocații și medicii și toți. E frumos. Marian? Eu cred că toate profesiile astea ne aduc mai mult în ego. Eu mi-am dat seama la o chestie. Cu cât scăpăm mai repede de etichete personale, că suntem într-un fel, cu atât intrăm mai repede în divin. Deci trebuie să ne debarasăm de toate etichetele de pe noi, în primul rând, că suntem într-un anumit fel. Pentru că sufletul nu are nicio formă, nu are miros, el doar vrea să trăiască viața, atât. Trebuie lăsat în pace. Și nu vrea să se acorde nicio etichetă în plus sau să fie numit într-un anumit fel sau... Știi? Deci mă uit la toate profesiile astea, ele asta fac. De fapt, încurajează foarte mult ego-ul și încurajează cât mai mult lipirea pe material. Deci ne direcționează, de fapt, într-o direcție opusă a sufletului. Și de asta ne este și mai greu și suntem rătăciți așa, pentru că nu ne se arată că, de fapt, nu avem nevoie de absolut nimic ca să fim fericiți. Doar să fim în suflet. Și să ne bucurăm de splendoarea asta pe care a creat-o și de realitatea asta perfectă cum o face și fiecare sincronicitate cum o așează la locul lui și cum ne aduce oamenii când suntem în iubire, cum toți ne iubesc și ne zâmbesc la loc și toată realitatea se transformă miraculos pe loc. Asta este. Deci nici nu este, nu știu, este pentru că cred că avem prea multe ideologii și prea multe filozofii în cap și în spate. Avem prea mulți bolovani și trebuie să ne debarasăm cumva de ei, unul câte unul, și să lucrăm la fiecare. Să le schimbăm etichetele, să spunem că toate sunt perfecte așa cum sunt, să le acceptăm și atunci ele se dizolvă în realitate. Bogdan? Da. Primul pas este restrângerea, înfrânarea, că ăsta este secretul sănătății. Să înțelegem că un puțin este divinul și nu avem nevoie de mai mult. Când înțelegem că nu avem nevoie de mai mult, nu mai e nevoie să ne ducem spre societatea de consum, pentru că înțelegem că nu exteriorul ne face fericiți, că fericirea este în noi. Și
ce nu mai vrem lumea și materia. Pentru că, de fapt, materia și lumea te fac nefericit și te face dependent și te prinde de exterior și te lipește și apoi trebuie să vină mecanisme de desprindere să te aducă în suflet. Și cu fiecare gând pe care noi în care zice că ceva nu e bine, pe care îl învingem și în locul acela zicem că este bine, cu fiecare gând fericirea adevărată este mai aproape de noi. Deci cu un pas mai mult în fericire, cu un pas mai sănătoși vom fi și mai fericiți. Nu-i așa, Cristina? Da, bineînțeles că așa e, cu fiecare gând și cu tot ce simțim, adică să nu fie doar o chestie mentală, să fie așa cumva la nivel de... să simțim așa, să simțim că așa e, că suntem fericiți deja, că suntem iubirea toată, că nu avem nevoie de nimic, că suntem aici ca să dăruim, să simțim lucrurile alea. Și da, se schimbă tot și e foarte, foarte frumos și magic. Și mi se pare că avem o putere supranaturală care este sufletul nostru și faptul că putem iubi este fantastic, este foarte, foarte frumos. Deci vrei să spui că avem toată siguranța că va fi bine dacă mergem pe calea aceasta a sufletului, dacă alegem sufletul și nu ego-ul și nu diavolul. Dar de unde această nebunia noastră să alegem mereu diavolul? Vrem o mai mare, vrem iadul, ce suntem nebuni? Am fost lipiți de materie. Am fost lipiți cumva de la Newton încoace, nici nu știu de când a venit ăsta și ne-a zis că totul este materie și că universul e materie în esența lui și cumva am zis că materia e Dumnezeu. Și de acolo foarte tare ne-am lipit de materie, de material și uite, au trecut 100 de ani de la teoriile astea și fizica a evoluat și noi tot acolo am rămas. Și tot nu înțelegem că sufletul are o altă natură, că noi suntem pentru altceva aici, că trebuie să ne desprindem și să credem că desprinși vom primi tot un dar. Și așa și e. Deci trebuie să nu ne dorim, să nu ne facem griji, să nu ne fie frică, să gândim că putem orice, putem și să intrăm în natura noastră fiecare, femeile, natura lor, secundare, în smerenie, adică sunt niște indicații. Nu putem doar așa, că trebuie să fim într-un anume fel. Dar fiind într-un anume fel, într-adevăr, viața devine miraculoasă. Miraculoasă. Pentru că noi am zis că minunile astea sunt ceva paranormal. Știi, ne-au zis că nu știu cine, numai unii făceau minuni, e ceva paranormal. Este foarte, foarte normal. Este foarte normal să trăim minuni. Decât că, ca să putem trăi minuni, trebuie să fim într-un anume fel. Iisus i-a antrenat și pe apostoli 3 ani. Inclusiv el s-a perfecționat și s-a desăvârșit niște ani. Adică trebuie să avem un pic de practică, un pic de antrenament, un pic, și să credem că putem și noi. Și chiar putem. Pe de altă parte, iubirea noastră este iubirea lui. Iubirea noastră aparține alte lumi, este o energie care nu aparține Pământului, este o forță imensă și ar trebui să avem încrederea în momentul în care doar iubești, iubești cu iubirea lui și atunci toate situațiile de viață se schimbă de într-un mod la care nici nu credeai că se poate. Marian, ultimul cuvânt. Și să conștientizăm că Divinul e mereu în noi. Adică orice situație care ne vine din față, care ne se pare foarte grea pentru ego, să spunem Divinul este aici și să avem curajul să ne aruncăm în viață. Suntem cumva de lăsători, așa am impresia, că nu avem curajul să experimentăm viața. Deci ni s-a dat asemenea ocazii și noi fugim de ocazia asta să ne desăvârșim. Deci parcă, nu știu, parcă suntem ca într-un șoareci într-un labirint, deci ni se dă ocazia să ne reglăm lucrurile și să ne asumăm tot ce s-a întâmplat, dar parcă nu vrem experiența aia, fugim de experiența cu care este cea mai necesară să ne curățe și să ne vindece. Și da, asta vreau să spun, că este atât de simplu, dacă să ajungi la atât de simplu să-l înțelegi, este un parcurs, nu poți să sari, trebuie să le faci pe toate. Noi
Și vigilență maximă, pentru că ego ăsta mereu așteaptă să creeze orice gând. Cum a văzut o supapă pe undeva, o scăpare, o crăpătură, că de mică s-a infiltrat imediat. Nici n-ai timp să-l observi. Și deja cu tine acolo, în poșetă cu tine. Deci acolo trebuie să fim foarte atenți cum se manifestă. Și cum îl simțim imediat să-l conștientizăm și să știm de unde a apărut. Adică când îi vedem prezența, să știm exact ce a creat, că tot noi îl creăm, adică tot din interiorul nostru vine. Și când îi vedem mecanismele și îl observăm și cu cât facem mai mult practica asta cu noi, și în special dăruirii, să ne gândim la celălalt, că trebuie să fie mai bine decât nouă. Și noi, cred că nu facem suficientă dăruire. La asta mă mai gândesc. Câteodată suntem foarte egoiști cu noi. Să avem noi mai mult, să economisim mai mult, să acumulăm mai mult pentru noi, că totul e pentru noi și totul e pentru eu ăsta. Nu, să facem exact opusul, să lăsăm lucrurile, să dăruim mai mult, să fim mai multă slujire, să fim mai multă acceptare, mai multă tăcere, în mai multă îngăduință, să fim în compasiune cu celălalt care suferă, fără să încercăm noi să-i schimbăm suferința sau... Dar să fim acolo lângă celălalt, să-l ascultăm mereu. Pentru mine asta înseamnă iubire. Mulțumim frumos, Marian. Bogdan, ultimul cuvânt. Pierdem viața și alergăm să avem grijă de o coajă de măr. Deci toată viața ne învârtim la coajă de măr. Facem totul pentru o coajă de măr. Pentru neesențial. Da. Mulțumim. Cristina, ultimul cuvânt. Păi ce să mai zic, au zis băieții tot, eu aș zice doar atâta să ne dăm seama că viața noastră este însuși Dumnezeu în acțiune. Adică să terminăm cu prostiile astea, că nu ne convine, nu ne place, nu e bine, trebuia altfel. Este divinitatea în acțiune, așa cum este, indiferent cum este, este divinul în acțiune. Și dacă noi înțelegem că atunci când iubim, nu avem nevoie de nimic, am rezolvat toate problemele. Pentru că aici sunt niște capcane. În primul rând că nu vedem că totul este divin. În noi, în jurul nostru, este viața, este divinitatea în acțiune a tuturor, nu doar a mea, cum ar veni, a tuturor. Noi suntem într-un film în care divinul este în acțiune și suntem în filmul ăsta în care trebuie să ajungem să nu mai avem nevoi. Adică să nu ne simțim că ne lipsește ceva, că avem nevoie, că pur și simplu să iubim și atât, fără să fie nevoie ca celălalt să corespundă sau să ne dea înapoi sau nu știu ce să ne facă, să avem nevoie, fără nicio nevoie, pentru că în iubire nu există nevoie. Și să ne liniștim, aș zice, și să înțelegem că, într-adevăr, Dumnezeu vede și aude tot. Deci nu mai trebuie să explicăm noi ce ne trebuie, ce vrem, ce ne dorim, ce nu știu ce, că El deja știe și aude tot. Și mai am un gând care l-am mai zis în binarul ăsta, să luăm seama că poruncile se țin nu numai cu trupul, cum ar veni, ci și cu gândul. Adică să ținem poruncile și cu gândurile. Să nu judecăm, să nu criticăm, să nu râvnim, dar nu numai, cum să zic, fizic în comportament, ci și în gând, în mintea noastră, să nu ne dorim nimic. Să găsim această perfecțiune și o să vedem atunci fiecare dintre noi cât de minunat este și cum doar ego-ul nostru strica toată rețeta. Și era ca o lămâie, că ego-ul ăsta e ca o lămâie acră și ne strică prăjitura. Da. Mulțumim foarte frumos, să fac și o mică concluzie. Deci ego-ul și diavolul intră în funcțiune prin afirmația că nu e bine ce se întâmplă și da, nu este în ordine. Iar a iubi înseamnă a accepta pe Dumnezeu greșit așa cum este. Da. Așa, Cristina? Mai spune-mi ceva. Simt că mai vrei să spui ceva. Nu am ce să spun. Vreau să spun doar că revin și zic că este o muncă secundă de secundă, dar e o muncă plăcută, pentru asta suntem aici. Nu este ceva complicat, nu e ceva
nu știu cum să spun, ceva foarte greu, pur și simplu trebuie să avem atenția îndreptată către noi, către ce gândim, ce simțim, care este gradul nostru de iubire necondiționată, de acceptare și de lăsare în voia divină. Să înțelegem că nu conducem noi, că conduce Dumnezeu totul, pe ceilalți îi conduce Dumnezeu, pe noi, tot, absolut tot este de la Dumnezeu. Și să ne calmăm. Și lucrând așa, încetul cu încetul, unii mai devreme, unii mai târziu, o să ajungem la starea în care tu ești, Marius. Da. Iar afirmația, da, ai dreptate, este cea care ucide egoul și pe diavol, nu? Și ne eliberează de închisoarea cea de toate zilele. Da, ai dreptate, ce ar fi suficient, imediat egoul s-a dizolvat. Da. Și vine fericirea, sănătatea, tot ce îți doresc și toată viața se schimbă imediat și omul din fața ta se liniștește. Pentru că liniștea înseamnă prezența lui Dumnezeu. Da. Cum spuneai tu, Bogdan, despre liniște? Bogdan? Da, ce spuneam oare? Pacea e prezența Domnului. Pacea este prezența Domnului. Ceea ce nu este pace este ego. Cine nu este Iisus, este diavolul. E foarte simplu. Dar e colosal de important, că dacă ne aruncăm în iad foarte ușor, în momentul în care ne opunem la ceea ce vine din față și la omul greșit care ne apare, noi am intrat, de fapt, în lumea Întunericului, pentru că apar caracteristicele acelei lumi, care sunt furia, supărarea, mânia și ura. Atunci noi am pierdut iubirea. Și greșeala cea mai simplă este că punem regulile lumii mai presus decât iubirea. Și atunci nu mai putem să iubim. Nu mai putem să-i acceptăm pe oameni așa cum sunt. Mulțumim, o seară excepțională a fost și abia așteptăm să ne întâlnim. Mulțumim și noi. Mulțumim. Am învățat foarte multe lucruri. Mulțumim. E într-adevăr foarte important. Unul dintre cele mai importante din are. Sau așa ni se pare nouă de fiecare dată că acela în care suntem e cel mai frumos. Mulțumim, Marian. Mulțumim, Bogdan. Mulțumim. Mulțumim, Cristina. Mulțumim. Pa.